Economia, am înțeles că este un Mărășan. Cenaclie, da? Cenaclie. După populație, după număr populației, este un orășel mijlociv în Republica Moldova. De stat am început, am vrut și noi să facem o divizare mai concretă, care s-a făcut-o și dumneavoastră, dar ne-am oprit mai la general. Dar fiecare știe situația din teritoriu și când o să facem niște analize, o să vedem. Așa, economie. Este reprezentată, am reprezentat-o prin patru sectoare. Se mai poate de adăuga, dar să nu ne complicăm noi viața, că și așa este complicat. Sectorul agrar. Iarăși mă întorc înapoi. La sectorul agrar, adică am putut spunem, zootehnie, apicultură, fitotehnie și toate ramurile din agricultură. Sunt o sumedienie, 7-9 ramuri, dar este, cred că, nu-i util. Și am pus 5 societăți pe acțiuni, 7 SRL-uri, și 1800 de gospodării țărănești. 5 societăți pe acțiuni sunt cu un randament de activitate de la 30 până la 60%, adică nu sunt dezvoltate destul de eficient. Adică nu lucrează la capacitate maximă. 7 SRL-uri care au circa 300 de hectare consolidate. Și 1800 de gospodării țărănești, care este mărimea cotelor de un hectar jumate. Astfel, noi aici vedem, dacă avem 1800 de gospodării țărănești, practic avem că majoritatea populației, adică un procent mai major a populației, este ocupată anume în agricultură. Și mai departe, noi când o să descriem, noi de acolo și o să vedem că o să vedem probleme, adică deși că agricultura este defavorizată. Noi v-ați cunoașteți. Nu avem unde realiza producția, nu avem unde importat, nu avem cușor importat, nu avem cușor prelucrat și toate aceste chestii. Mai departe, sectorul industrial. 3 societăți pe acțiuni ce țin de industrie prelucrătoare, conserve zahăr și lactate, una de conserve, una de zahăr și lactate. Iarăși, din nou, n-am stipulat, dar trebuie să spunem, e un randament de circa 50-70%. Problema, iarăși, este cei ce țin de conserve. Fabrica este, dar la moment nu este încărcată de plin producție, pentru că, iarăși, în sectorul agrar nu avem, cum să spunem, stupline, materie primă, da. Lucrează în regim sezonier. Da, zahăr și lactate, tot așa. O societate pe acțiuni de confecții, 5 întreprinderi individuale și ei ține de confecționarea mobilei, consumintei și alte produse. Sectorul comercial. Sistemul UCOP. Cred că este sistemul UCOP prezent în fiecare raion, chiar și la orice nivel de comunități mai mici. Care este slab dezvoltat. Avem vreo câteva raioane în Republică unde merge bine, dar majoritatea cazurilor este slab, foarte slab dezvoltat. La momentul actual, toată averea care mai este încă să vină. Așa, 2 societăți comerciale. Practic, în fiecare orașel mediu, la ziua de azi avem un, să spunem așa, un supermarket. Și un mini-market sau mai mic care de acest tip. 75 de întreprinderi individuale, 25 SRL-uri și 200 de ținători de patente. Și sectorul prestări servicii, practic, filialele băncilor comerciale și băncilor de stat sunt prezente practic în fiecare oraș al Republicii Moldova, dar noi am pus 3 filiale. N-are importanță. Poate 2 bănci comerciale și una e bancă de stat. 3 stații de alimentare. Da. 3 stații de alimentare petrol, pentru că avem și mai multe și 30 întreprinderi virtuale în sectorul prestării servicii, gestiune de alimentare, de servire tehnică și de servire socială. Bun. Este compatibil cu partea populației de bogate? Da, da.